Doamnelor și domnilor, bine ați venit din nou la Politica la Iași, din nou o dezbatere electorală. Îmi face plăcere să vă prezint participanții din această seară. Domnul Sebastian Tătaru, candidat la Camera Deputaților din partea Partidului România Unită, bine ați venit. Mulțumesc, bună seara. Domnul Florentin Traian Ciobotaru, candidat la Senat din partea Partidului Social Democrat, bine ați venit. Mulțumesc, bine v-am găsit, bună seara. La fel urez bine ați venit. Domnul Dragomir Tomașeschi, candidat al Partidului Național Liberal pentru Senatul României. Bună seara. Domnilor, avem o grilă absolut cuprinzătoare, avem timp destul. Haideți să începem cu începutul. Și până la urmă, deși e vot pe listă, e vot pentru partid, cred că și individualitățile trebuie prezentate. Deci opțiunile dumneavoastră, motivația candidaturii și după aceea poate mergem spre câteva proiecte personale în cadrul echipelor în care jucați. Domnule Tătaru. În primul rând, vreau să precizez că sunt candidat la Camera Deputaților din partea Partidului România Unită, pe locul 2, pe listă. Am luat această decizie de a candida și de a veni într-o echipă tânără și puternică, aș putea zice eu, alături de fostul primar al municipiului Iași, domnul Gheorghe Nichita. Este o decizie având în vedere faptul că eu am o serie de proiecte pe care le-am început, într-adevăr în politică la un nivel mai mic, și am dorit ca aceste proiecte să fie continuate într-o echipă mult mai puternică și cu o posibilitate de realizare mult mai mare. Mă așteptam să fie și domnul Oajda pe listele ieșene. De ce nu e? De ce a mers spre alt județ? Domnul Oajda a luat decizia să candideze la Piatra Neamț, așa a considerat dumnealui că este bine. Și a fost decizia dumnealui. Noi trebuie să o respectăm. El candidează tot la Partidul România Unită și evident, este decizia dânsului. În sensul acesta spuneam. Domnule Ciobotaru, Partidul Social Democrat, o echipă la Senat deja cunoscută. Din nou, locul, poziția, numărul de pe tricou, dincolo de poziția pe listă electorală în cadrul acestei echipe. De regulă, atunci când făceam sport, purtam 10 pe tricou, însă de data aceasta am primit doar poziția a patra pe tricoul cu ghilimele de rigoare Partidului Social Democrat. Sigur, este o poziție care mă onorează, întrucât fac parte din, zic eu, cea mai redutabilă echipă, tot folosim termeni sportivi, de pe scena politică ieșeană și, de ce nu, într-un viitor suficient de apropiat, sper că de pe scena politică națională. Deci am decis să vin în această echipă, în primul rând pentru că sunt apropiat de oameni, vin din mijlocul lor, ne-am dezvoltat un puternic simț civic printre aceștia, poate și grație profesiei pe care o am, dar nu în ultimul rând, sunt ieșean, am convingeri puternice că putem să facem lucruri deosebite pentru orașul nostru. Am luat această decizie pentru că, cel puțin până acum, vreme de 26 de ani, la Iași nu s-a conturat o echipă puternică, o echipă care să poată să-și facă auzită și ascultată, că aceasta este important, vocea la București. Și din această perspectivă, cred eu că echipa Partidului Social Democrat va fi poate una dintre cele mai redutabile echipe de pe eșichierul politic românesc și cred că va face tot ceea ce trebuie pentru cetățeanul de rând care ne trimite acolo. A mai fost lider PSD în campionatul nostru, rămânând pe metaforă, de ce nu și-a făcut atunci simțită vocea mai puternic? Fără îndoială, la nivel declarativ, acel lider despre care vorbiți dumneavoastră, deși eu nu aș vrea să cred că am o ușoară amnezie, nu prea a făcut decât să vorbească. Faptele l-au trădat ulterior și nu vreau să vorbesc despre alt gen de fapte pentru care cine să vorbească aici, avem profesioniști, însă vreau ca să termin... Vorbiți sigur de ultimul lider, dar au mai fost, vă amintiți de domnul Ion Solcanu din echipa, să spun, anilor 90? Fără îndoială, profesorul Solcanu a fost înainte de toate un om de cultură, un om care a făcut cinste Iașului, însă, din păcate, este așa cum spuneți dumneavoastră, a făcut mult prea puțin, ținând cont că a ocupat a doua poziție în statul român. Tocmai de aceea, astăzi, Partidul Social Democrat a promovat o echipă
care s-a constituit pe competență, pe profesionalism, pe încredere, pe bunul simț. Noi dorim o Românie guvernată de bunul simț și mai dorim un lucru și închei cu aceasta, mai dorim ca cele câteva milioane de români care au luat lungul drum al străinătății să se întoarcă acasă. Chiar credeți că se vor întoarce acum? Cu siguranță, dacă vom fi serioși și nu vom trăda din nou cum au trădat cei dinaintea noastră, se vor întoarce acasă. Fie pâinea cât de rea, tot mai bună este la noi. Vorbim aici. După ce, după alegeri, evident, după alegeri, emisiunile electorale, dar am spus că ceea ce ne dorim. Vă pot povesti ce am discutat 4 ore cu câțiva muncitori români care muncesc din greu în Italia, în aeroport. Dar cine a fugărit acolo? Cu ghilimele de rigoare, noi? Nu cred. Domnule Dragomir Tomaseschi. Eu regret că Gheorghe Nichita a dat dovadă de lașitate și nu a fost prezent în studio. Noi am formulat invitația domnului Tătaru în urma opțiunii partidului, deci pentru mine dumneavoastră dialogați cu reprezentantul PRU. Ok, de ce candidez? Pentru că în opinia PNL-ului și în opinia multor oameni, România se află la o răscruce. Credem că pericolul pentru țara noastră este reprezentat de Partidul Social Democrat și, în fond, pericolul acesta l-am simțit cu toții. Dorim o întoarcere în trecut a țării noastre. Ne amintim cu groază de epoca tovarășului Iliescu, de anii în care Adrian Năstase a fost prim-ministru. Nu vrem să ne mai întoarcem înapoi, de aceea PNL dorește ca România să meargă înainte, de aceea PNL vrea ca viitorul guvern să fie condus de Dacian Cioloș. Vă rog, dacă îmi permiteți, pentru că au fost făcute două referiri la colegul... Două referiri scurte și aș vrea și răspunsurile să fie tot scurte. De partid, domnul Nichita, în primul rând domnului Traian Cebotaru, aș vrea să-i răspund prin faptul că dacă se uită în Iașul de acum 12 ani și va vedea noroaiele și locurile pustiite, și se va uita la Iașul de astăzi, va vedea că liderul PSD, Gheorghe Nichita, de la acea vreme și până de curând, a făcut ceva pentru acest oraș și a fost o voce puternică la București. Și domnului Dragomir Tomaseschi i-aș răspunde prin faptul că se pare că este subiectiv domnia sa, pentru că în calitate de avocat pe care o are profesional, domnia sa este parte dintr-un dosar în care este implicat și domnul Nichita. Și atunci ar fi bine să nu discutăm despre aceste subiecte. Am discutat că pe mine nu mă interesează această temă. Pe de altă parte, știți, n-au fost declarații care să impună drepturi la replică, ci a fost o intervenție, ați răspuns, chiar n-aș vrea să ajungem la drepturi la replică. Aș dori și eu, dacă se poate, nu vreau un drept la replică. Îl respect foarte mult pe domnul Tomaseschi, la fel cum vă respect pe toți cei din platou. S-a invocat faptul că cel puțin domnia sa nu dorește să mai retrăiască acele vremuri de mult apuse. Vreau să o spun și o spun cu toată sinceritatea de care am dat dovadă mereu, că Partidul Social Democrat de astăzi, din anul 2016, nu mai este același Partid Social Democrat de acum 2 decenii. Este un partid nou, un partid european, un partid care s-a născut în rândul comunității eșene și să nu uităm că guvernarea la Iași aparține Partidului Social Democrat, condus, fără a folosi cuvinte mari, cu precizie de către primarul Mihai Chirica și cu o eleganță demnă de invidiat. Vă mulțumesc! Da. Eu mă uit și nu pot să nu subliniez, să nu uit cei 12 ani... E ultima intervenție peste rând. Cei 12 ani de stagnare ai administrației Gheorghe Nichita. Nu putem uita, sunt totuși 12 ani în care Iașul, Iașul este în urma Timișoarei, în urma Clujului. Cred că și din cauza din punct de vedere al bugetului municipalității ieșene, Iașul a ajuns la același nivel cu Clujul, dar dacă vă uitați pe bugetul care va fi anul viitor, acest buget a scăzut. Și să nu uităm că în ultimele 18 luni Iașul are un alt primar. Doar 10 secunde. Eu nu vreau să vorbesc de omul Gheorghe Nichita, cu care n-am absolut nimic. Pentru mine
fostul om politic Gheorghe Nichita este istorie. Este istorie. Deocamdată este capul de listă al Partidului România. O fi capul de listă, dar acest partid despre care vorbiți nu l-am regăsit în manualele de istorie și niciunde. Mulțumesc. Să fiu sincer, la primăria Iași se simte o îmbunătățire. Actuala administrație răspunde la adrese, știu că mai pune în executare hotărârile judecătorești, sunt oamenii primiți în audiențe la program. Cu Gheorghe Nichita am avut N probleme legate de aceste lucruri. Se pare că asistăm la o nouă realizare a USL-ului. Nici poveste. Cum se vede. Niște oameni cerebrați sunt. Nici poveste. Am parcurs etapa. Sunt un anti-PSD-ist. Haideți să mergem la chestiunile concrete. Cred că emisiunea aceasta și poate și altele electorale de pe piața Iașului chiar sunt o ocazie de a vă vedea raționamentele politice concrete. Aș începe tot cu dumneavoastră, vom modifica ritmul în partea a doua a emisiunii. Vorbeați chiar înainte de anumite proiecte pe care poate nu le-ați putut derula. Ați fost membru al Partidului Ecologist, a fost o altă structură. De ce acum și, sigur, care ar fi? Sigur, la Partidul Ecologist am fost un sau membru dintr-un partid cu notorietate mică politică în România, are, bineînțeles, și el segmentul lui de electorat. Acum, cineva ar fi malițios, ar spune că nici nu v-ați chinuit extraordinar de mult. După procentul realizat la alegerile locale, când 8.000 de ieșeni, adică un procent de 8% dintre ieșenii din municipiul Iași ne-au acordat votul de încredere, credem că a fost un rezultat cât se poate de evident pentru cei care au simțit că sunt ecologiști. Însă, unul dintre proiectele pe care le-am promovat atunci și le voi promova în continuare în cadrul Partidului România Unită, alături de colegii mei de la Iași și de conducerea centrală, este acel proiect care face referire la interzicerea defrișării pădurilor României și la exporturi de lemn neprelucrat către țările occidentale. Avem exemple concludente, am văzut cu toții firme austriece care Dar trebuie respectată legislația comunitară. Desigur, trebuie să respectăm legislația comunitară, dar în același timp trebuie să facem astfel încât pădurile României să nu fie date gratis străinilor. Aici putem vorbi de asemenea și de pământurile României care au fost înstrăinate în ultimii ani. Și agricultura merge și ceva mai bine, nu? Dacă ne gândim, au fost și sunt exploatații destul de bune. Au fost și guvernări PSD și guvernări PNL și guvernări tehnocrate și totuși acest lucru se întâmplă. Partidul România Unită va milita pentru ca aceste terenuri să revină în proprietatea statului român și a persoanelor care sunt cetățeni români. Să modificăm totuși puțin. Haideți să-l rog pe domnul Dragomir Tomaševski. Două sau trei proiecte importante. Mie mi-ar fi plăcut să înceapă colegul de platou, domnul Tătaru, cu o propoziție. Cred că toți avem o doză de ecologism în noi, chiar dacă o clamăm sau nu. Și legat de durerea partidului pe care îl reprezintă, totuși aceste păduri au fost vândute de cetățeni care au primit aceste suprafețe luate de regimul comunist. Vreau să vă mai spun, legislația forestieră este extrem de dură. Nu se dă nicio pădure gratuit, în mod gratuit, și nu se taie fără sunt puncte de respectare. Legea românească și legea europeană trebuie respectate. Eu îmi pot imagina un scenariu în care s-ar putea întoarce la stat, nu știu dacă e neapărat foarte bine. Vorbim de o naționalizare? Sper că nu ne putem gândi la așa ceva. Vorbim ca aceste terenuri și aceste pământuri să rămână în proprietatea cetățenilor români, așa cum se întâmplă și în alte state vest-europene. De ce bulgarii nu își vând terenurile? De ce austriecii nu își vând terenurile? De ce croații nu își vând terenurile? Păi aici voiam să ajung. Să știți că aceste păduri au fost vândute tot de cetățeni români. Păi trebuie români. Să găsim varianta legală să revenim la ceea alte chestiuni, să spun, din oferta PNL. Păi mi-e frică de o naționalizare și legată... Nu se face nicio naționalizare și nu se face nici, după cum nu s-a reușit de către, probabil, atunci când era mai ușor, când suprafețele erau mai
mai disipate. Acum, când sunt mari jucători pe piață, mă îndoiesc sincer să va face o naționalizare. Partidul Dar să nu speriem lumea cu concepte. Haideți la chestiune. Partidul România Unită încurajează asocierea, chiar va sprijini asocierea agricultorilor și celor care fac agricultura în România. Avem acest lucru și în programul de guvernare pe care îl avem la nivel de partid. Sunt convins că știți consecințele unei lansării ideii că pădurile se vor întoarce la stat. Nu am spus că pădurile se vor întoarce la stat. Am spus că pădurile nu mai trebuie defrișate, nu mai trebuie defrișate și vândute străinilor ca masă lemnoasă. Deci putem să realizăm noi acest lucru atât cât ne prevede și ne permite legea, să producem din acești bușteni un produs finit, să-l vindem exact, să fie lansul, și să aducem plus valoare în România. Deci nu am spus corect, am înțeles. Eram la domnul Tomaszewski. Rugămintea e aceeași. Două priorități, să spun, care vă interesează dumneavoastră personal în contextul PNL, în contextul mesajului PNL. PNL este interesat de bunul mers și de ducerea României înainte. Dar aș dori să mă opresc la două exemple concrete. În domeniul sănătății, 156.000 de oameni din domeniul sanitar au avut în ultimul an de când este premier Dacian Cioloș salariile mărite. Să nu uităm, gărzile s-au mărit cu 90%. Salariile medicilor de asemenea au crescut. Sunt cifre statistice de netăgăduit. Pe tărâmul educației, și aici sunt sigur că profesorul Ciobotaru nu va putea să ne contrazică, s-au făcut pași înainte. Școala românească își caută acum, și m-aș opri la acele atât de necesare școli profesionale, pentru că atâția oameni de afaceri nu găsesc meseriași. Mă pun în situația, știți, mie mi-e foarte ușor să întreb dintr-o perspectivă mai libertariană, și de ce ar trebui să facă statul școli? De exemplu, de ce școlile profesionale n-ar trebui să fie inițiative private sprijinite de stat? Nu spun neapărat că ăsta e punctul meu de vedere, dar nici foarte departe. Nu opiniile mele sunt importante în această emisiune, ci modul în care vă raportați dumneavoastră la posibile întrebări. Dar școala este un organism viu care trebuie să răspundă la așteptările societății și a pieței muncii. Nu facem publicitate, dar mașina marca, producătorul mașinii pe care o conduc și eu, sau poate și ce conduceți dumneavoastră, zicem, industria auto e într-o fază bună în România, poate să organizeze sau să coorganizeze școli profesionale mai bune decât a organiza, cu tot respectul, inspectoratul școlar. Nu știu. Domnul Tomaszewski probabil nu știe că învățământul românesc este garantat și este gratuit. Da? Deci asta trebuie să spunem. Deci la ceea ce spuneți dumneavoastră, învățământul de stat este gratuit. Și atunci aceste școli, că cei care nu lucrează în învățământ, dar au beneficiat de educația uneia ca mine sau altuia, nu știu să respecte o regulă minimală pe care ați impus-o. Haideți să lăsăm domnul Tomaszewski să-și ducă gândul la bun sfârșit, că mă simt puțin așa furat. O să ajungem. Aici era, vedeți, micul dialog, tocmai pentru că n-aș vrea dumneavoastră să interacționați foarte, foarte mult. Încerc eu să pun unele întrebări poate mai puțin comode, iar aceasta știu că e una mai puțin comodă, pentru că multe dintre observațiile mai critice la adresa PNL țin de, hai să spun, o atenție foarte mare acordată sectorului public, în timp ce doctrina parcă sugera altceva. Nu, sunt măsuri de centru-dreapta, pentru că aceasta este doctrina Partidului Național Liberal. Noi suntem împotriva încurajării nemuncii. Cred că la acest moment aceste sume de bani nu încurajează inițiativa și chiar munca. Este o situație pe care PSD-ul a perpetuat-o de atâția ani. Nu este normal. Și vreau să-i spun domnului Tătaru, știu că școala este gratuită, dar este gratuită în Constituție. În realitate, mulți părinți mi se plâng au totuși diverse plăți de făcut
Dar am plăcerea să vă reamintesc că există învățământ privat. La sfârșit de an. Și zona profesională, dacă ar fi, eu știți că lucrez și în învățământul privat și în învățământul de stat, dar dacă m-aș gândi la o zonă în care învățământul ar trebui să fie majoritar privat sau să fie inițiativa, tocmai școlile profesionale ar fi, eventual prin comunicare cu autorități județene și locale, cu... cu angajatori, cu potențialii, da, da, angajatori. Aceasta ar fi soluția de dorit. Ca să păstrăm un ritm, mai avem foarte puțin, v-aș lăsa sau v-aș ruga să vă exprimați coerent cele două sau trei priorități după pauză. În această ultim interval a fost una, mai e, nu? Dincolo de reacția la păduri. Sau învățământul și atitudinea guvernului Cioloș față de măsurile de chestiunea salarială. Haideți să ne oprim aici atunci, să luăm pauza publicitară, dacă e posibil, și după ce revenim cu domnul Ciobotaru și cu mult interes să vedem și raționamente poate la nivel național după aceea, partidele dumneavoastră cum se poziționează. Și iarăși, nu știu, eu m-aș aștepta la un anumit moment să ajungem și la infrastructură. N-ați enumerat niciunul priorității infrastructură. Eu de ce v-am pronunțat? Da. Bun, o să avem câteva schimbări pe tema aceasta. Bine, luăm acum pauza publicitară.